Banii așteptați de creditorii clubului Pandurii, care au câștigat în instanță, nu vor ajunge prea curând în conturile entității sportive. Consilierii locali din Târgu Jiu au cerut alocarea unei sume pentru plata cauțiunii, care să le dea posibilitatea de a suspenda executarea conturilor. Eduard Lădaru, unul dintre inițiatorii proiectului, spune că trebuie evitată achitarea sumei pentru a nu se ajunge în situația de a nu avea de unde îi recupera. Riscul este următorul: o pun în executare, retrag banii din conturile municipiului Târgu Jiu, nu al Consiliului Local, că toți vin și au tot felul de aberații, în sensul că, domnule, în instanță stă Consiliul Local și nu poate fi executat municipiul Târgu Jiu. Fals! Atunci când în instanță stă Consiliul Local sau primarul municipiului Târgu Jiu, stau în numele municipiului Târgu Jiu și va fi executat silit unitatea administrativ-teritorială a municipiului Târgu Jiu. Este simplu acest lucru. Ori, sigur că se poate face ulterior întoarcerea executării în cazul în care câștigăm la Înalta Curte de Casație și Justiție recursul, numai că nu ai de unde recupera banii, clubul Pandurii fiind în faliment. Și de aceea trebuie făcută această solicitare de suspendare a executării silite pentru a opri executarea silită, pentru că altfel nu vom mai avea de unde să recuperăm acești bani. Lădaru crede că la Înalta Curte, Consiliul Local are șanse de câștig și spune că dosarul ar putea fi trimis la rejudecare. Trebuie să avem câștig de cauză la acest recurs, cel puțin prin prisma faptului că nici Curtea de Apel Craiova nu s-a pronunțat pe excepțiile ridicate de către Consiliul Local, și mă refer la excepția lipsei calității procesuale pasive a Consiliului Local și la excepția prescripției dreptului material la acțiune, pentru că au trecut mai mult de 3 ani de zile de când Clubul Pandurii putea să solicite acele sume de bani. Din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al juriștilor care au reprezentat Consiliul Local în instanță de judecată, este îndeplinit termenul de prescripție pentru ca aceste sume de bani să poată fi solicitate în instanță, să mai poată fi solicitate de către Clubul Pandurii. Ori, în mod paradoxal, nici instanța de fond de la Tribunalul Gorj nu s-a pronunțat pe aceste două excepții și nici Curtea de Apel Craiova, culmea, nu s-a pronunțat pe aceste două excepții. Și cel puțin va fi o sentință la Înalta Curte de Casație și Justiție, din punctul meu de vedere, de casare cu trimitere la rejudecare. Fostul consilier local, actual lider PMP, Nicolae Davițoiu, spune că ceea ce a dus la obligarea la plata acționarilor este suspect. Mie mi se pare un lucru ciudat ca aceste sume să fie plătite de către aceste entități fără ca ele să fie aprobate în forurile lor decizionale și forurile lor legale. Mă refer aici la Consiliul Local, la Consiliul de Administrație sau AGA, la CEO, la Artego, la fel. Davițoiu crede că Marin Condescu a profitat de ajutorul dat de foștii lui prieteni care au încercat să sprijine clubul. Ea a fost, cred că, și o neglijență și o tratare superficială a acestor probleme și acționarii au dat în nume propriu niște hârtii prin care se angajau că entitățile respective vor contribui cu acele sume pentru ca Clubul Pandurii să poată să ia licența de joc de la Federația Română de Fotbal. Condescu a profitat de acest lucru și, bineînțeles, i-a taxat pe cei 4-5 acționari fără nicio trestărire. Clubul Pandurii a obținut în instanță 15 milioane de lei de la cei 5 asociați, respectiv Consiliul Local Târgu Jiu, Consiliul Județean, CEO, Artego și USMO.